Din nefericire și pentru noi și pentru toată lumea, incidența cazurilor de diabet a crescut și la copii și la adulți. Este și o legătură cu situația actuală, așa cum ați spus, cu pandemia, însă și cu virusul și cu restricțiile care au fost și cum ne-a afectat acest virus viața de zi cu zi. Pe de altă parte, nu doar incidența diabetului a crescut, cât și incidența supraponderalității și a obezității și a bolilor cardiovasculare. Deci putem să spunem că, din punct de vedere medical, incidența tuturor acestor boli a crescut în ultima vreme, ceea ce este îngrijorător. Și ca să diagnosticăm și să definim diabetul, ar trebui să știm că diabetul este o boală metabolică cronică cu efecte permanente. Deci este o boală care nu se vindecă. Tradusă simplu pe înțelesul tuturor, este o tulburare de metabolism caracterizată prin creșterea nivelului zahărului în sânge sau a glicemiei sau a glucozei intermedicali. Această boală poate fi diagnosticată relativ ușor. Deci nu este o boală pe care să o diagnosticăm mai ușor decât diabetul. Necesită analize de sânge. Și ne referim la glicemie sau la o analiză mai specială de diabet, hemoglobina glicozilată sau la un test care poate să diagnosticheze începutul diabetului sau chiar un diabet atunci când valorile celelalte sunt normale sau ușor alterate. Însă, din păcate, aici trebuie să facem o mare referire la accesul populației la medic. Pandemia a cam limitat accesul de teamă să nu se îmbolnăvească, de teamă că poate află ceva. I-aș sfătui pe toți pacienții și nu neapărat pe pacienți, pe toți oamenii să-și facă analizele uzuale periodic, da? Mă refer la analizele pe care le facem în mod obișnuit și pe care ar trebui să le facem cu toții, măcar o dată pe an, chiar dacă nu suntem pacienți, și să mergem cu ele la un medic, da, de familie, medic de specialitate, să nu ne lăsăm pe ideea că nu am nimic, nu mă doare nimic, mă simt bine. Sau mi este frică că aflu ceva sau că voi lua, Doamne ferește, mă infectez cu virusul. Pentru că și accesul în spital se face ca și înainte, în anumite situații, cu precauțiile de rigoare, mască, dezinfectant, deci trebuie să ne prezentăm la doctor și trebuie să ne facem analizele. Cred că este o lipsă de prevenție și noi insistăm foarte mult, adică în ultima vreme, să prevenim și să diagnosticăm cât mai devreme, nu doar prediabetul și diabetul, ci și probleme de greutate, pentru că în diabetul zaharat de tip 2, principala cauză este stilul de viață, greutatea, supraponderea, mesele dezorganizate și nu tocmai adecvate. Și atunci, dacă am putea să diagnosticăm din timp aceste lucruri, ar fi și mai ușor și pentru pacient, da? Și pentru doctor, și pentru sistemul medical, și pentru costurile care sunt ulterior. Mm-hmm. Pentru că, referindu-ne la diabet, diabetul nu doare, da? Asta vreau să atrag atenția, că nu trebuie să simți ceva ca să ai diabet. De cele mai multe ori, diabetul este diagnosticat târziu sau cu ocazia altor evenimente. Au fost situații când am diagnosticat diabetul cu ocazia internărilor și prezentărilor pentru infecția cu COVID-19. Acești pacienți, poate unii dintre ei, aveau un prediabet sau o toleranță alterată la glucoză, o glicemie peste 100 și se știau și lăsau probabil în pace această glicemie pe ideea că nu mă simt bine, a fost doar o glicemie ocazional crescută. Nu așa trebuie, trebuie să le căutăm. Întotdeauna am spus că mai bine ne căutăm un pic mai mult și ne investigăm un pic mai mult decât mai puțin. Pentru că acolo va fi diferența de diagnostic și de tratament și de viața pe care o va avea pacientul în viitor. Acea perioadă. Are diabetul un motiv pentru care apare? Este ceva ce îl declanșează? Sunt mai mulți factori care declanșează diabetul și aici ar trebui să ne referim la tipurile de diabet. Pentru că avem mai multe categorii mai mari de diabet. Sigur că medicina evoluează și în timp vom găsi probabil mai multe tipuri și mai multe legături și legate poate și de acest virus. Poate vom descoperi că el însuși poate să ducă la apariția diabetului. Nu neapărat că pacienții erau cu prediabet sau cu factori predispozanți la apariția diabetului. Vorbim de diabetul zaharat de tip 1, care este preponderent, apare la copii, adolescenți, adulții tineri și aici există un determinism genetic și poate fi declanșat de o infecție virală, da? Ceea ce ar explica și numărul mai mare de cazuri în ultima perioadă de diabet zaharat tip 1, secundar unei infecții cu COVID.
Dar, pe de altă parte, tot la acești copii poate să apară și diabetul zaharat de tip 2. Acest diabet zaharat de tip 2 este un diabet care nu are un deficit de insulină, deci nu este dependent de insulină, ci este o tulburare a secreției de insulină, a calității insulinei. De cele mai multe ori este legată de factorii din familie, da? Deci de antecedente familiare, de modul de viață al acelui pacient, da? Dacă ne referim la greutate, suprapondere, de apariția altor boli cardiovasculare pe care pacientul le-a avut. Apoi mai este diabetul secundar altor afecțiuni și tratamente, fie că vorbim de boli pancreatice, de tratamente cu glucocorticoizi, alte boli care ar duce la apariția diabetului, și mai este diabetul gestațional, cel care apare în timpul sarcinii. Cam astea ar fi cele patru mari categorii de diabet. Acum, între ele pot exista forme mai neclare de diabet, însă important este să se ajungă la doctor și să se ia tratamentul. Părinții le spun copiilor că atunci când mănâncă mult dulce pot face diabet. E un mit? E doar o mod de a-i speria? Oricum ei nu înțeleg ceea ce la diabet. Sigur că orice dulce duce la un aport caloric mare, la o creștere ponderală, și copilul într-adevăr poate să aibă probleme de greutate și să facă diabet. Nu ne referim la diabetul zaharat de tip 1, care nu este legat de aportul de dulce pe care l-a mâncat acel copil. Am spus, este un diabetul zaharat de tip 1, cel care are nevoie de insulină toată viața, este legat de determinism genetic, deci de o genă care duce la distrugerea celulelor care produc insulina, și poate fi declanșat uneori de o infecție virală, dar există acea predispoziție genetică. Diabetul zaharat de tip 2 este cel legat de consumul, da, aportul caloric inadecvat, de creșterea în greutate, și da, dacă ai un copil care mănâncă dezorganizat, nu mănâncă cum trebuie și se îngrașă, are riscul de a face diabet zaharat de tip 2. Nu se poate să ai boli cronice, să nu te vaccinezi sau să nu vrei să te duci la doctor. Asta mi se pare deja indiferență totală. Iar după aceea, sistemul medical este de vină sau tot alții sunt de vină. Trebuie să ne asumăm faptele. Nu îți controlezi diabetul, asumă-ți și ceea ce se întâmplă. Nu-l trata cu pastile sau nu-l bagi în seamă și după aceea este o urgență și trebuie tratat atunci. Nu-l trata cu indiferență pentru că el sigur nu va fi indiferent pentru tine. Păi nu, că se întoarce împotriva. Asta le spun de la început. Poți să trăiești foarte bine cu diabetul și să duci o viață poate mai calitativă decât a mea din punct de vedere medical și a ceea ce ai înțeles, da, din stilul de viață, sau se poate întoarce împotrivă. Și Doamne ferește să ajungi la complicații. N-am vorbit de dializă, n-am vorbit de alte boli la care se poate ajunge cu un diabet dezechilibrat. Atunci haideți să-i dăm o altă denumire, așa, în formă de rezumat diabetului, și anume un alt stil de viață. O boală care îți setează un stil de viață sănătos. Da, este principala treaptă, principala terapie când un pacient intră la noi în cabinet. Principala terapie sau prima terapie, ca să spun așa, nu principala, este optimizarea stilului de viață. Pentru că degeaba înghiți toate pilulele care le dau eu, degeaba să faci insulina dacă mănânci cum vrei, când vrei. Nu o să reușesc să controlez niciodată, nici eu, nici pacient. Oricât de bun ar fi pastilele, oricât de bun ar fi medicul, nu ai cum. Deci optimizarea stilului de viață, care include mișcare, include scădere ponderală. Și aici nu mă refer că trebuie să facem ceva foarte drastic. Toată lumea când aude de scădere ponderală se așteaptă să slăbească într-o lună cât s-a îngrășat în ani de zile. Nu! Toate se fac încet. Treptat. Dar trebuie cu ambiție și trebuie voință. Pentru că nu vorbim de un regim pe o lună în care scazi în greutate, după care te-ai întors, ai făcut ce făceai înainte și te îngrași. Nu. Vorbim de un stil de viață pe care trebuie să-l duci de acum încolo. Și credeți-mă că am pacienți care merg extraordinar de bine, pacienți care au fost pe insulină și acum sunt doar pe stilul de viață. Atât de bine au înțeles. Trebuie măcar câte puțin la fiecare vizită sau măcar la început să le explicăm, să le explicăm și ideea de insulină, pentru că oricând la un diabet se poate ajunge la insulină. Nu e nici un capăt de țară, nu este un stadiu terminal, nu de dependență, nu moare nimeni, nu amputăm nimic de la insulină, dimpotrivă. Insulina este cel mai bun tratament, este cel mai fiziologic, dar este acceptat și la femeile însărcinate și la copii. Și se poate ajunge uneori să ai nevoie de un pic de insulină, cum sunt în cazul spitalizărilor. Pacient care era bine controlat pe antidiabet și ajunge să facă insulină. Nu este nicio problemă atâta timp cât glicemiile sunt în ținte și atâta timp cât le și verificăm. Pentru că mai este iarăși o problemă. Dăm tratamente, dăm recomandări, dăm glucometre și pacientul
nu face ce trebuie făcut. De fiecare când ai o zi în care toți pacienții au mers bine, este o satisfacție extraordinară să vezi că sunt în ținte sau să-i vezi că nu au complicații. De asta rugămintea este să se prezinte la doctor, la medicul de familie, să-și facă analize, să nu stea în casă și să creadă că dacă pandemia asta nu se sfârșește, celelalte boli nu mai există. Există!